Buenas noches, feliz sábado. Buenas noches, y sábado. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Cómo has petrecud la semana? ¿Cuánto tuvieron una muy buena semana? Muy buena semana? semana. ¿Pueden levantar la mano? Buna. Muy buena semana. ¿Sí? Mire a la persona que está al lado y dígale gracias a Dios porque tuve una hermosa semana. Vamos, dígale. Muita la

estaba felizí. Dígale, por favor. ¿Quién de nosotros, en algún momento de nuestra vida, no necesitamos un milagro? ¿Quién de entre nosotros no hará renovo en un momento dado de vías a nuestros seis templos minúne? Yo no te conozco, yo no sé lo que está pasando en tu vida. No te conozco, no sé qué se pasa en tu vida, pero estoy seguro de que si eres tan humano como yo, dar, uh, e, om ca și mine, es probable de que en esta noche viniste a la casa de Dios con algún deseo que Dios pueda cumplir en tu vida. cu o anume dorință pe care Dumnezeu o poate împlini. Cu un anume care solamente Dumnezeu poate logra în tu vida. Poate eu în minte o minune pe care Dumnezeu poate să o facă în viață. Cu ceva ce ești la punctul de darte por vencido, pentru că crezi că nu se poate mai. Poate că există o, o problemă anume unde poate că vrei să depui armele și să spui nu se mai poate. Chiar să te stai una circunstanță în la care decizi de că nu ai soluție. Poate că înfrunți niște circumstanțe. Și ai ajuns la punctul să crezi că nu mai există nicio soluție. Probabilmente este a familie. Poate în familie. Quizás está teniendo una crisis en tu matrimonio. Poate ai o criză în uh, între soț și soție, da. Y lamentablemente a los seres humanos adultos lo primero que nos enseñan es a fingir un poco. Poate că prima lucrul pe care ne învață este că atunci când suntem perso persoane adulte, porque mañana la mañana a fingir. a fingir. A fingir. A fingir. A fingir. A fingir. Ah, să se se prefaca, gracias. Estoy traduc de la diminución completa. Probablemente mañana a la mañana, sábado, vas a venir. În sabat, o să todo preparado para la casa de Dios. pentru casa lui Dumnezeu. Con la Biblia bajo el brazo. Cu Biblia sub braț, Y cuando te pregunten cómo estás, vas a decir, estás todo bien, pero. Y cuando se te prevea alguien, ¿cómo me cómo me miro? Te voy a decir, bien, muy bien, pero. A lo mejor vas a darle una sonrisa y te vas a querer morder los dientes. Porque, a pesar de que estás diciendo que está todo bien, quizás no está todo bien. Y yo quiero decirte que yo necesito muchos milagros en mi vida. Vreau să vă spun că eu am nevoie de foarte multe miracole în viață. Cosa care sunt fără de mi control, care me pasă por encima de mi cabeza. Sunt lucruri care sunt în afara controlului meu, lucruri care am trec pe deasupra capului, y, pe care nu le pot face. că solamente Dios puede hacerlo. Și lucruri pe care înțeleg că numai Dumnezeu le poate face. Así că te voi pedi un altru favor esta noapte. Așa că aș vrea să cer încă o favoare în seara aceasta. În los proximos 10 segundos. În următoarele 10 secunde. Cierra tus ojos. Închide ochii. Y piensa en un milagro que te gustaría que Dios haga esta noche por ti. ¿Puedes hacer eso por mí, por favor? En los próximos 10 segundos. Me imagino que la lista debe ser interminable. Probable que lista este Creo que la Biblia no fue hecha simplemente para contarnos historias de entretenimiento. Para que nos tiempo. Hay, hay cosas que realmente nos enseñan a nosotros cómo vivir. Y quiero que en esta noche compartamos juntos pasos para obtener un milagro. Și în seara aceasta aș vrea să vedem împreună pașii pentru a obține un miracol. Cine te dice esta noche o este fin de semana, Dios obra un milagro în tu vida. Și uh, ce, ce vreau să spun este că Dumnezeu poate să facă o minune în seara asta. Cine te dice că si Dios nos cine, no nos visita este fin cine, de semana. Cine spune că Dumnezeu nu ne poate vizita. Și poate în, llegar a responder. În sabatul acesta și poate să Poate llegar răspundă. a completar.

Uitați-vă la persoana din, jur, din lângă dumneavoastră și spuneți-i, tu ești un miracol în viața mea. Por favor, hazlo, hazlo, mira, le tu ești un miracol de Dios. Hmm? <laughs> da, <m> <laughs> Vedem noi luni, ce miracol. Jesús se para în la colina și vede al pueblo de Israel Isus oprește pe se oprește pe deal și vede poporul lui Israel. Y los ve perdidos, confundidos, como ovejas sin pastor. Și îi vede uh, făr, ca 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 niște oi fără păstor. I dice la palabra de Dios de que como a las 9 de la mañana comienza a predicar y hablarle a hablar la, la gente. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că pe la ora 9:00 dimineața începe să predice și să vorbească cu oamenii. Și comença a hablar y la gente se comienza a juntar y a juntar y comienza a hablar y a hablar. Yeah. Vorbește în continuu și oamenii încep să vină și să se adune din ce în ce mai mulți în jurul lui. în La un moment dat se ajunge la vreo 5.000 de oameni. Le digo saben se las Vă spun oameni, adică bărbați, pentru că în vremea aceea femeile nu erau numărate, nu erau puse la număr. Așa că, dacă la femei, probabil probablemente o otras 5.000.

Gândiți-vă că dacă numărăm și copiii și adolescenții care erau acolo, și siete de la medio como los hispanos, habrá habido otros 10.000. Și probabil dacă ei ar fi trăit ca și ispanicii care fac mulți copii, ar fi avut încă 10.000 acolo de față. Así că estamos hablando de 15.000 personas. Așa că s-ar putea să vorbim despre 15.000 de persoane în realitate. Die de la mañana Jesus Jesús seguía hablando. La ora 10 dimineața Isus continuă să vorbească. 12 del mediodie y se seguía hablando. La 12 Isus încă vorbește. no se movía nadie nadie hacía un solo ruido todo el mundo atónito escuchando estaban tan, tan llenos de la palabra de Dios de que nadie se movía se podía escuchar hasta un alfiler caer en el piso yo no sé cómo son las iglesias en Rumanía no sé iglesias en hasta que hora uno puede predicar Până la ce oră poate predica pastorul? Dava în Mexic predicando. Am predicat în Mexic. Și le întreb un la congregație un sábado la mañana. Se într între o sâmbătă dimineața comunitatea. Hermanos, hasta qué hora no puedo predicar? Fratele, până la ce oră pot să predic. Unei hermana sumamente espiritual levanta la mano de por allá trae me dice pastor. Și o soră 100% spirituală se ridică, ridică mâna și spune: Pastore. spirituală se ridică, ridică și spune: Pastore. predică la ora vrea. Dios nuestro poder para predicar, expone a las qué horas doris. Y yo pensé, esa es la clase no, de mami, gente que necesitamos asta, asta, en nuestra iglesia. Esta es la categoría de damas en la place en misericordia. Y la hermana levanta la mano de nuevo. Y ahora aridi que la hermana se expone. Me dice, nosotros a las doce nos vamos. No es la las doce por completo. Así que si alguno de ustedes dentro de un ratito se comienza a levantar, es hora de terminar. Așa că dacă văd că vreunul dintre noi să se ridică, înseamnă că e ora Pero să no cheie. pasó con Jesús. Dar asta nu s-a întâmplat când a predicat Iisus. Porque era las 3, la 4 de la tarde. Era 3, 4 după masa. Y Jesús seguía predicando. Și Isus predica în continuare. ¿Qué te parece un día venir a la iglesia y estar 8 ore predic predicando y escuchando un sermón? Cum ți s-ar părea un sabat să asculti o predică de vreo 8 ore? Cât o dicen amen? Cât vor zice amin? Ok. <laughs> <laughs> y resulta que a las 4 de la tarde... Pedro, que era el más bocón de todos los discípulos. Bocón, vamos a ver, que son eh, los castellanos, es otra cosa. Eh, bocón. Eh, de, hablador, de, de. Ah, ¿sí? bueno. Uh, da pe la vreo 4 după masă, 5 după masă, pentru care a cel mai vorbăreț între ei. Y ve că Jesús estaba muy entusiasmado con la reacción de la gente. Care vede că Isus este foarte entuziasmat cu reacția. Pero ve que hacen todo el día el tema de Jesús. Vede năcela știm că oamenii au stat toată ziua acolo să asculte. Se pară atrás, se pară atrás de la congregação. Se dุche în spatele adunării. Îi le sea Jesus. Și spune: Doamne. Часу. Mira la hora que es, termina, por favor. ¿En qué? ¿Porque que Y Jesús medio que lo mira de lejos no entiende muy bien, le dice ¿qué pasa? Jesús que no se le dio prisa ¿qué se Mira la hora que es, van a cerrar los negocios, tenemos hambre. y dice Petru, dice "Se que todas las butícules y todas las y no me deben mancar, ¿estás en qué? Predica. Manda, manda a la gente que vaya a buscar comida, tenemos un hambre bárbaro

y sus, que era, Les dice. Les pone. ¿Por qué no les dan ustedes de comer? De Hay alguna buena cocinera en esta noche Existe, creo, bucatereas buenas. Será hasta Hay muchos. Son modestas. ¿Cómo te parece tu marido llegar a tu casa y te dice, mi amor, traje invitados? Cum ți se pare să vină soțul seara acasă și să-ți spună pur și simplu, fără să te anunțe în prealabil, am adus invitați cu mine. Sunt -mi 15.000. Sunt vreo 15.000. Más o menos eso es lo que pasó en esa tarde. Se en Jesús los mira y les dice: Delen ustedes de comer. Y, se la y, le spune, voi să y comienza el proceso del milagro. Si querés anotarlo por ahí, capaz que sería bueno, en algún momento lo vas a necesitar. Los discípulos se volvieron literalmente locos con la petición de Jesús. Pues simplemente los alumnos se asombraron cuando vieron el lechero montado. Y comenzaron a gritar: Es imposible. ¿De dónde vamos a sacar comida? Ya empezó a estrujar: ¿De dónde sacamos la comida? Es imposible. Es imposible. imposible. Y el primer paso para poder recibir un milagro. Primero para que podamos disfrutar de una maravilla, tenés que admitir tu necesidad. Este să tale, să că ai de y ceva. tenés que admitir que las circunstancias que estás enfrentando son es imposibles. Hasta que no admitas tu necesidad absoluta de Dios, Dios no puede hacer un milagro en tu vida. Es increíble la cantidad de seres humanos que hoy viven creyendo de que sí pueden sin Dios. Este fantastic de mare numărul de persoane care trăiesc astăzi cu, cu, cu conștiința că ei pot să facă ceva cu credința. Este incredibil la cantitatea de gente care vine la Igrești și se numește Cristiano și care își crede că poate, fără Dumnezeu. E incredibil de multă lume care vine la biserică, este creștină și totuși crede că poate să rezolve câte ceva fără Dumnezeu. Pero dacă nu des el primer paso de admitir tu necesidad, e muy dificil de que Dios obre un milagro în tu vida. până nu faci pasul acesta să recunoști că nu poți trăi fără minuni, Dumnezeu nu poate să facă minuni. una societate unde ser pare să debilidad. Trăim într o societate în care dacă ești vulnerabil, dacă se recunoști limitele, pari Sarac, mic. Vivimos en una sociedad donde a veces el querer admitir de que necesito algo es una debilidad. Y esto la vicuna en sociedadea contemporana se recunoște a nevoie de e ceva. Inclusive con los cristianos Dios ha quedado de lado y no puede hacer milagro porque lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Şi inclusiv lumea creştină bisericile nerecunoșcând necesitățile lor domnul de aramăz parte și nu no poate face caminul pentru ei. En nuestras iglesias en Estados Unidos tenemos programas para gente que vive en adicciones. En Estados Unidos en billeteras de tenemos programas para drogadictos, los que tienen los anulados vicios. Y el primer paso para poder recuperarte de una adicción es aceptar de que estás enfermo. El primer paso para recuperarse de del consumo de drogas es reconocer que hay un problema. Y la primera sección que vas con un grupo de extraños, lo que tienes que hacer es. Și primul pas pe care îl faci cu un grup de străini pe care îl preiei ca să lucrezi pentru ei... de pie, dar un pas al frente este să te ridici în picioare, să stai în față. Mira los ojos a la gente, să te uiți în ochii oamenilor din grup și să spui: "Mi Gustavo" și să spui: "Mă cheamă Gustavo" tengo una Și am o problemă, sunt dependent. Y mencionás que adicciones. Pero hasta que esa gente no hace ese paso de admitir su necesidad, es muy difícil de que ellos puedan recuperarse. ¿Qué es lo que esta noche me detiene a mí de admitir mi necesidad delante de Dios? ¿Será que el dolor que tenés es tan grande que no te deja ir a Dios? Poate că durerea pe care o ai în suflet să fie așa de mare încât să nu te lase să te apropii Será de Dumnezeu. Será că la vergüenza lo que vaya a decir la gente es tan grande que no te deja de que Dios haga milagro en tu poate vida. Poate că rușinea la gândul ce va spune frățietatea când va afla, poate și rușinea aceasta să te țină de o parte. Los discípulos tuvieron que admitir en esa mañana de que ellos no podían, que era imposible. Ucenicii au trebuit să recunoască după masa aceea că li se cereau imposibilitate, nu aveau nicio, nicio șansă. Și istoria de că toți se pusieron a grita. Și spune istoria biblică că toți au început să strige. Pedro comenzó a decir, les dije, les dije que prepararan algo de comer. Petru a început să strige v-am spus să pregătiți ceva de mâncare. Judas care era el tesorero le dijo, Nu no me pidan dinero, nu no no ai casierul, dinero, no Iuda care era casierul a început să strige, Nu-mi cereți bani, că nu sunt bani, nu sunt bani. Era un bun tesorier, <laughs> Era <un bun> <laughs> Toți se pusieron nerviosos por la situación, excepto uno. Alguien se acuerda quién era? Toți s-au început să fie foarte agitați din cauza situației în afară de cineva. Vă Aduceți aminte cine e? Philip Filipo, no, 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 no era Felipe. Andrés. Andrés. ¿Por qué? Andrés. De, de Andrés era. Andrei no dijo nada. no gritó. Cipat, no se puso nervioso. No No entró en pánico. No Entró a mirar soluciones. A la Escuchen esto. Cuando hay crisis espiritual. când există o criză spirituală, los miembros cristianos mediocres, uh, creștini mediocri, comienzan a criticar, încep să critique. Los que son hijo de Dios, fiii lui Dumnezeu, buscan soluciones. Caută soluții. ¿De qué lado estás? ¿De ce parte ești? Y Andrés mira un muchachito Andrei con cinco panes Andrei y dos peces. Se uită și vede un băiețel cu cinci pâini și doi pești. Y grita.

Îi zice Andrei: "Ce te pasa? Și spune: "Andrei, ce se întâmplă cu tine? Cinci pâni și doi pești sunt 15.000 persoane." Cinci pâni și doi pești, dar sunt 15.000 de persoane. El despre: "Nu, nu vom să ser cu eso. Me traes cinco panes? Cum o vei trae 5 Cum mă aduci tu mie 5 pân? Ce facem cu asta?" Ia Jesus. "Și Domnul Isus mira Pedro cu cariño." Și se zevito la Petru cu iubire, cu dragoste. Ii le dice: "Por favor, te puedes callar un ratito." Și spune: "Dragă, pot să taci un pic." Porque el segundo paso para el milagro es, tenés que comenzar con lo que tenés. Si estás esperando tener la situación ideal para tomar una decisión en tu vida, nunca va a llegar. Si, si estás esperando que toda la situación o las circunstancias cambien, no va a llegar. Porque el Dios que erice, yo conozco, porque el Dios que yo conozco, no cambia circunstancias, sino que cambia personas. Uh, no se sino que se Y a veces nosotros esperamos de que todo alrededor esté bien para ir a Dios. Sino hay de mucho a respetar que prejuri uh, uh, mediul înconjurător al nostru să se schimbe total ca noi să ne ducem la Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă să vină așa cum cu dorul pe care îl ai, cu la circunstanțe imposibile pe care le Dumnezeu nu așteaptă să schimbe circunstanțele, ci te așteaptă pe tine să vii cu durerea ta, cu necazurile tale. Pentru para pentru că Dumnezeu un milagro în tu vida oi, trebuie să vii cu lo ce ai, trebuie să dai lo ce ai. Pentru că Dumnezeu te așteaptă să vii la El și să astăzi cu ce ai și să-i dai ceea ce ai. Și asta este Dios Dumnezeu este cel mai bun negociant pe care îl și asta este spectaculos. Dumnezeu este cel mai prost afacerist din câte cunoști. Vole da basura, el te devuelve oro. E, tu îi dai gunoi și el îți dă aur. le da una vida destrozada și el te la devuelve nueva. El, tu îi dai o, vidă, o viață distrusă și el îți dă o viață Bole, nouă. Vole da lo peor de tu vida și el te devuelve lo mejor de su, de su vida. E, tu îi dai ce mai rău în viața ta și el îți dă cei mai bun în viața lui. Nu no dicen amen? Nu ziceți amin? No, zice

lo tomo pero si todo lo que tengo no es nada tengo sueños rotos nimic, doamne, y Dios dice lo tomo si spune, e, bun, porque Dios es Dios de lo imposible că Dumnezeu este Dumnezeu y no hay nada imposible para mi Dios si nu nimic meu. y la historia sigue están historia conmigo se van a ir ya Sunteți cu mine sau deja v-am pierdut? Isus le dice a Pedro che por favor se calle. Isus se spune a lui Petru să tacă i toma la canasta con cinco panes y dos peces. Ia coșulețul cu 5 pâini, la levanta și la bénise. Ridic coșulețul și îl binecuvântează. Îi-ntai gnoze în istoria. Și cunoașteți povestea mai departe? 15.000 personas comienzan ,000 a comer de personas, a comer. Y se reparte, y se reparte, y, y se, se reparte. Se en parte, en parte. ¿Cómo gustaría haber visto la cara de Pedro? Repartiendo los panes y los peces que no se acababan. Porque el tercer paso para el milagro. Al treilea pas ca să obținem o minune. Una vez que comenzás con lo que tenés. Odată ce am început cu ce avem la îndemână. Se lo tenés da dar para que lo use. Este că trebuie să dăm ceea ce avem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să o folosească. Y cuando vos le das lo que a Dios para lo que él lo use. Și atunci când ce avem, dăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să o folosească. Sabe lo Știi ce se întâmplă? El lo multiplica en una forma increíble. Dumnezeu multiplică ceea ce am dat într-o formă incredibilă. Le voy a un par de întrebări, por favor, aunque se levante la mano. Și mâna. Cuánto necesitarían algunos euros más. Avea de entre vosotros de euros más? Bueno, yo soy el primero. <laughs> Muy bien. ¿Cuánto les gustaría tener un poco más de tiempo? Vrea să aveți mai mult timp? ¿Cuánto les gustaría tener un poco más de energía? energía? Especialmente los lunes. În mod special lunea, da? Că nu va le gustaría? Poți vedea la Cât aveți nevoie zi? de mai multe energie? Știți ce trebuie să faceți? ce trebuie l a Dios! Da ce aveți lui Dumnezeu. Te faltă energia? s l la Dios! Te dacă, falta timpul? s l la Dacă se lipsește energia, energia pe care o ai de la lui Dumnezeu, dacă se lipsește timpul, timpul pe care l-ai dă lui Dumnezeu. Te falta dinero? s l la Dios! Dacă îți lipsesc no banii, se... banii pe care i-ai dă lui Dumnezeu. Nu no se preocupe, nu no ia a pedir ofrenda. <laughs> nu facem colecte, nu vă speriați. Pero da a Dios, dar dăi lui Dumnezeu banii pe care ai. Si vas vas a usar el dinero para tu propio reino? Si vas Si vas a usar el dinero para tu propio reino? Dacă îți folosești banii pentru regatul, pentru împărăția ta personală. Porque déjame de decirte, el ser humano en este mundo, pentru că vreau să vă spun ființa umană în lumea aceasta, poate construi solamente dos reinos? Poate construi doar două împărății? El mío o el de Dios? ¿Cuál reino estás construyendo tú? Entonces si vos le das tu dinero a Dios, Si vos le das tu energía a Dios, si tú si si le das todo tu tiempo a Dios, si dai tot tău a lui Dumnezeu, Él lo va a multiplicar. El o Él lo va a bendecir. Asta. Va o să toate Vă, fíjate que vino un niño. Uitete, que vine un, copil, un adolescente un adolescent, con una gomera, con una onda. David. Con una onda. Ah, co, co con Prasti. Okay. Yeah. Y Dios le dice: Necesito matar gigantes. Y David le dijo: Solo tengo Prasti. Și Dumnezeu îi spune lui David că de el e vorba, vreau să omor gigați, vreau să omor uriaș. David îi spune, n-am numai praști. Și îi spune lui David, dar nu e lo que vos tenes, e mi poder lo que va matar al gigante. Dumnezeu îi spune lui David, dar nu puterea ta o să omoare uriașul, puterea mea o să omoare. Le dio lo que tenia y la, la onda que era un juguete de niño, și David a dat lui Dumnezeu ceea ce avea, o praște care era o jucărie de copii. Se transformă în un casa gigantes. Și praștea asta s-a transformat într-o armă de vânat uriaș. Vine un tartamudo cu una vara de pastor, chamat Moises. Vine, vine un bătrânel, da, un tântălău, <laughs> tartamudo este uh, nu? Vine un bâlbâit, da, cu o bâtă, un bătrânel cu o bătă. da,

cel puțin poți să spui lucrul ăsta în seara aceasta. Că poți să faci Și cel puțin poți să faci rugăciunea aceasta. Cât dintre voi putem să în seara aceasta? Câți dintre voi putem să Señor, facem rugăciunea aceasta în seara aceasta? Doamne, nu mi-am mandat din nu știu unde Nu îmi trimite mai mulți bani că nu mai știu unde să-i pun. Alguien poate să facă această în seara aceasta? Puteți să vă rugați în seara asta. Ie cineva care are atâția bani că nu mai știu Aici unde să-i să Cineva poate să spună, no me Doamne, mai nu mai îmi da, nu mai îmi dai energie. Pare cu un nene de 10 ani. Pentru că deja par un băiat de 10 ani. Nu no, no me duele nada, nici la espalda, nici la cabeza, nu no me duele nada. nu mai îmi da nimic. Pueden decir eso. Pot să spui lucrul ăsta? Alguien puede decir, Señor, no me dé más tiempo, no sé qué hacer con tanto tiempo libre. Poate cineva să spună, Doamne, nu mai am da timp, pentru că nu știu ce să fac cu tot atâta timp liber.

Nu intrați în joc cu inamicului care vrea să ne învețe să ne conformăm cu puținul pe care îl dă lumea aceasta. Pentru că tiene, Dios tiene todo el cielo para abrirlo, para que tú Pentru Dios. că Dumnezeu are pregătit tot cerul ca să-l deschide, să-l putem folosi pentru lucrarea lui. 15.000 15 de persoane au mâncat în seara aceasta. Și ce a rămas în plus, vă aduceți aminte? 12 Canastas. 12 coșulețe au rămas. la Biblia, está en Ce vă spun nu este în Biblie, este în imaginația mea. Dar cred că istoria s-a terminat așa. Una, de las canastas fue para el niño, una unul dintre coșulețele rămase a fost pentru băiețel. El que dio los y peces. Băiețelul care a dat cinci pâini și doi pești. La la era de costumbre. Băiețelul și-a pus, așa cum era obiceiul, coșulețul pe cap. Y la casa. Și s-a întors acasă. Con el canastón lleno de panes y de peces. Cu mare, plin de pâine și de pește. Y cuando va llegando a la casa le grita a la madre. Si si... ¡Mamá! Mira. Uite. Y la mamá sale y ve el cuadro. Si mama și ăsta. El canastón lleno de pan y de peces. El uh, canastón de panes y de peces. Secándose la mano en el delantal. Si -și mâna de zadie, de Lo sorris. mira asombrado. Să uite speriată. Robaste? De unde ai furat? Nu, no, spune mama. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu. Vezi, el o zice, nu, nu, no, nu. No, Ieval, no, devolvă-i asta, eso, devolvă-i eu te-am mandat cu 5 pani și 2 pese, nu no me venga cu acea cameră. Du-te repede înapoi de unde ai furat, că eu te-am trimis numai cu 15 pese. Nu, mama, mama, pe... Băiat, mama ascultă-mă un pic. No, -te. No, no, quiero escuchar nada. Nu, nu. Vai, tu spui, ascultă-mă un pic. Nu, nu vreau să ascultă nimic. Du-te și dă înapoi pâinele și peștii și să nu mai furi. Y el, y el niño le dice: Pero mamá, escúchame un minuto. Vaya tu un minuto. La mamá se calma. Se y el niño le dice: spune, Es que estuve con Jesús. Con y usted esta noche, ¿con quién estuvo? Y mañana a la mañana, ¿con quién vas a estar? Cu cine o să y el lunes cuando vuelvas a tu trabajo. Lune, când o la servicio, y la gente mira tus ojos. ¿Con quién estuviste? imagínate el lunes cuando vuelvas a la escuela, a la universidad. Când o să te la, școală, la Y los exámenes los pases así. Simplu, ușor, cuando el lunes vuelvas a trabajar y tengas una energía. Que Cuando con cu energía extraordinaria, cuando vuelvas a casa y tu familia sea un pedacito de cielo acá en la tierra. Te familia este de cer, yo te aseguro que la gente te va a preguntar. Te va întreba, ¿Qué sucedió? ¿Sabes lo que le vas a contestar? estuve con Jesús Estuve con Jesús fue con Jesús. Am, y esta noche vos con quién estuviste? En serachas esta cuchina he fuesto. Jesús dice de que él pasaba por los lugares. Jesús pone que trecha plamente locur. Y donde él pasaba había milagros. ¿Sípe dónde trecha Jesús se intempla un minón? Dejaste que Jesús esta noche pase por tu corazón. Ai lăsat ca în seara aceasta Iisus să treacă prin inima ta? Ești atât de preocupat cu ce îți se că nu stai ascultând vocea amorosă a lui Dumnezeu care te dice. „Or ești prea ocupat ca să asculti vocea drăgăstoßă a lui Dumnezeu. Dejă-mă să fac un miracol în viața ta.” „Lasă-mă să fac o minune în viața ta.” Ești atât de preocupat por la te-ai pierdut. Traducere. prea preocupați pentru traducerea pe care ați pierdut-o? Que te perdiste la voz de Jesús diciendo. Que te perdut Dame tu vida tal cual estás. Dame tu vida. Tal cual está. Dăm viața ta așa cum este. Está un ratito conmigo. Stai un moment cu mine Y yo voy a hacer un milagro en tu vida. yo voi hacer un viața ta. Estuve con Jesús. Am Jesús. Déjame hacerte una pregunta un poco atrevida. Aș vrea să vă pun o întrebare mai îndrăzneață. Nu te gustaría esta noapte că Jesus pase por el centro de tu corazón? Nu ți-ar place ca Iisus să treacă prin centru inimii tale? Nu te gustaría că Jesus esta noche pueda hacer lo imposible en tu vida? Nu ți-ar place ca în seara aceasta Iisus să facă imposibilul în viața ta? Eu vreau să fac ceva în contra de tu cultură. Aș vrea să fac ceva care nu este obișnuit aici, nu este prea obișnuit în cultura noastră. Quiero hacer una oración especial por cada uno de aquellos que quieren realmente reclamar un milagro a Dios. Y mientras alguien me ayuda con el piano, și, en timp ce mă va ajuta cu piano vamos a tocar una melodía. Să o Yo te voy a pedir que pases acá al frente porque quiero orar contigo en forma especial. Mă rog La pianista. Algo bien suavecito. Mm -hmm. Esta noche quiero que sea una noche especial para ti. Vreau să o pentru tine. Yo quisiera que tanto tú como yo podamos experimentar lo hermoso que es estar que en la vida de Jesús. Vreau tú iosim să experimentăm trecerea lui Isus prin viața noastră. Por eso quiero que pases acá y que hagamos una oración juntos. Quiero invitarte a que vengas y que podamos orar y decirle: Señor, admito mi necesidad. Señor, te doy lo que tengo. Tómalo, por favor, y haz el milagro que tanto necesito. Iubite Tată, cuvântul Tău spune, dacă poporul Tău recunoaște și te, te cheamă, Tu vei deschide ferestrele cerurilor și vei binecuvânta poporul Tău. Venim în seara aceasta înaintea Ta, ca să ne vindeci rănile, să ne ierți păcatele Amin. și să faci minunea de care avem nevoie. Amin. În acest moment, iubită biserică, spune lui Iisus de minunea de care ai nevoie. Mulțumim, Doamne, pentru că avem certitudinea că ești atent la situația noastră, că vei răspunde rugăciunilor noastre după voia Ta, că ne vei arăta dragostea Ta față de noi. Vrem să trăim din minune în minune. Tot ce am și tot ce sunt îți dau ție, folosește, Doamne, acestea, renovează-mi viziunea mea asupra Ta, întinerește pasiunea mea pentru Tine și fă-mă să umblu pe căile Tale. În numele, de în numele Lui Iisus. Lui Amin. Amin. Uitați-vă la persoana de lângă dumneavoastră și spuneți, ești un minune pentru mine.